Ziua, bună ziua! E zi călduroasă și azi. Azi vom merge în Denpasar, capitala insulei. Un oraș din secolul 17, am înțeles, și are vreo 800.000 de locuitori. Să vedem cum e. Bună dimineața de aici din Bali. Astăzi ne-am gândit să mergem un pic într-o scurtă vizită prin orașul Denpasar, care este capitala insulei Bali. Denpasar, care este capitala insulei Bali, înseamnă în limba indoneziană lângă piață. Iar cea mai apropiată piață este Pasar Badung, care este și cea mai mare și cea mai aglomerată piață din Bali. Orașul Denpasar are o populație de aproximativ 800.000 de locuitori, iar din această cauză este o capitală foarte aglomerată, având în vedere suprafața sa de doar 124 de kilometri pătrați. Denpasar este un oraș plin de viață, multicultural, plin de palate și muzee, iar oamenii de aici sunt extrem de prietenoși. Orașul Denpasar este situat central și foarte ușor accesibil cu mașina sau taxiul din principalele regiuni turistice din sudul insulei Bali. O călătorie, de exemplu, de la Kuta sau Legian și Seminyak va dura aproximativ 20-30 de minute în funcție de trafic. Orașul Sanur este la doar 15 minute est. De asemenea, orașul Ubud la aproximativ 30 de minute nord de aici. Traficul este, în schimb, foarte aglomerat, străduțile sunt înguste și din această cauză călătoria durează uneori mai mult decât trebuie. Chiar acum urmăriți imagini filmate ieri din orașul Denpasar. Vedeți traficul de aici, vedeți cum arată, ca să vă faceți o idee în caz de doriți să ajungeți în Bali. Bineînțeles că atunci când ajungi în Bali, oriunde te-ai afla pe insulă, poți închiria un scooter la prețuri foarte accesibile și dacă sunteți confortabil cu mersul pe scooter și pe partea stângă și cu traficul nebun, de multe ori fără sens pentru mine de aici, este ok să vă închiriați un scooter pentru deplasare.
cum am spus mai devreme, nu uitați să vizitați și cea mai mare piață din oraș, dacă vă aflați în Denpasar, o piață ce vă oferă de toate pentru toți. Imediat veți vedea imagini surprinse ieri din această piață centrală. Deci am ajuns în Denpasar și vom vizita piața tradițională. În spatele meu aveți clădirea veche, clădirea nouă, iar aici în față e clădirea veche. Să vedem cum e. Deci aceasta este partea veche a pieței tradiționale pe care o vom vizita acum. O mulțime de lume. Fiecare vinde ce poate, pește, avem aici pește, pui. O mulțime de pește. Foarte diversă și mare această piață. O mulțime de lume aici vinde fiecare ce poate, legume, fructe, pui, pește. Și în partea nouă, clădirea nouă a pieței, să vedem și cum e pe aici. Piața Badung sau Pasar Badung în limba locală este cea mai mare piață tradițională din Denpasar. Piața funcționează ca principală sursă de produse proaspete în rândul locuitorilor din orașul Denpasar. Standurile regulate se deschid cu mult înainte de zori și au un flux zilnic de fructe proaspete, legume, flori, de la furnizorii din regiunile agricole, din zonele muntoase centrale, cât și din alte părți. Bineînțeles că oriunde, ca oriunde în Bali, prețurile negociabile de aici din piață sunt de obicei mult mai ieftine decât alte piețe din Bali, iar negocierea dură este obligatorie. Care vinde ce poate pe aici. O piață tradițională aici în Bali. Cum am spus, ne aflăm în Denpasar, capitala insulei Bali. Cum spuneam, în această piață centrală din Denpasar, Bali, puteți găsi orice, după cum vedeți și în imagini, de la legume, fructe proaspete, până la alte produse nealimentare,
iar totul este negociabil. După ce am tras o privire de ansamblu asupra pieței centrale din Denpasar, se mai vedem acum imagini din orașul Denpasar, Bali. Thank you.
aceasta a fost vizita noastră astăzi în orașul Denpasar, capitala insulei Bali. Dacă v-au plăcut aceste imagini, nu uitați să dați un like, un share și, bineînțeles, să vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim o zi cât mai plăcută!